Bine ați revenit, dragi urmăritori! Astăzi suntem în data de 18 septembrie și astăzi o să semăn panseluțele și năsturei. După cum știți, eu în fiecare an semăn și panseluțe și năsturei, flori pentru primăvară, care, după părerea mea, sunt foarte frumoase și, după fel, rezistă toată vara. Deci nu toate sentimentele rezistă toată vara din experiența pe care o am. Anul acesta am ales să semăn panseluțele Joker Mix, acest model hibrid F1, acest pic are 1000 de semințe și o să semăn tot în tăvițele pe care vi le-am prezentat și la semănarea primulelor, acest model de tăvițe de special construit pentru semănă. Au un drenaj foarte bun, primulele deja au 7 zile de când le-am semănat și am ceva semne acolo de germinare. Și bineînțeles, ca substrat o să folosesc turba Chechila pentru semana, deci de granulație fină. Acesta are 100 de litri și toate aceste materiale pe care le folosesc le cumpăr de la magazinul online www.semințeplante.ro. Eu am două plicuri de panseluțe, adică 2000 de semințe și o să le semăn în 3 tăvițe de genul acesta. Urmează să umplu tăvițele cu turbă, să le ud foarte bine, semăn, după care o să și acopăr aceste semințe, nu foarte mult, cred că o să procedez exact cum am procedat și la primul. Eu o să fac câteva udări repetate ca să se hidrateze foarte bine turba. Am întrebat cineva din comentariu dacă eu folosesc turba imediat după ce o ud. Nu se poate folosi imediat după ce udăm, pentru că mai ales în condițiile care seamăn cu căionul o să arate foarte tare de greu. Și o să las, nu știu, în cazul ăsta că o oră ca să se hidrateze foarte bine. Sacul, și folosim în decurs de o lună de zile, el o să piardă foarte mult umiditate și trebuie hidratat foarte bine. După cum ați văzut, am umplut tăvițele cu turbă, le-am udat foarte bine, le-am lăsat să se umedeze foarte bine turba și acum o să semănăm. Deci semăn panseluțe Joker Mix, așa se numește acest hibrid F1. Semințe foarte bune și o să semăn în felul următor. Mai sunt câteva aici. O să semăn așa prin presărare. Încerc să le împrăștii foarte bine pe suprafața tăviței. Aceste panselețe o să le repic de două ori, prima dată o să fie într-o alveolă de 104 celule fir cu fir, după care repicarea finală în pahare de 10,5 și 7x7x8. Woo-hoo!
cum o să acopăr puțin semințele astea, dar nu foarte mult, adică îmi trebuie cel puțin, cel mult 2-3 mm de substrat peste ele. Și procedez în felul următor. Cu o altă tăviță, pur și simplu cer deasupra. Turba. După cum vedeți, s-au acoperit. După cum vedeți, am adus un solar în zona umbrită. Le vedem foarte bine. Și următoarele două săptămâni ar trebui să avem semne de germinare. Cam atât a fost cu semănatul panseluțelor. Așteptăm să răsară, să facă o frunză, două adevărate, după care o să facem prima repicare. O să revin cu un videoclip și atunci. Până data viitoare, vă doresc numai bine!